Permiteți-mi să recitesc textul, pentru că este foarte scurt și în o traducere alternativă, în noua traducere. Și vă invit să ascultați sau chiar să citiți împreună cu mine în traducerea care aveți înaintea dumneavoastră și să sesizați poate unele nuanțe, valențe diferite subliniate prin această traducere. Doamne, Tu ești drept, iar judecățile Tale sunt drepte. Tu poruncești, iar mărturiile Tale sunt drepte și pline de credincioșie. Sunt mistuit de râvnă, pentru că dușmanii mei uită cuvintele Tale. Cuvintele Tale sunt bine încercate și robul Tău le iubește. Eu sunt mic și neînsemnat, dar nu dau uitare hotărârilor Tale. Dreptatea Ta rămâne dreptate pe vecie și legea Ta rămâne adevărată. Eu am parte numai de necaz și de strâmtoare, însă poruncile Tale rămân desfătarea mea. Mărturiile Tale rămân drepte pe vecie. Dăm pricepere ca să pot trăi. Amin. Amin. În Psalmul 119 vedem din partea psalmistului o perspectivă extraordinară, o apreciere extraordinară, o dragoste extraordinară față de cuvântul lui Dumnezeu. Psalmistul din nou și din nou, strofă după strofă, ne invită ca să vedem cât de esențial, cât de important, cât de necesar este cuvântul lui Dumnezeu, cât de frumos este cuvântul lui Dumnezeu pentru viețile noastre. Și posibil că de fiecare dată când ne-am apropiat de acest psalm și am văzut pedestalul, am văzut culmea la care ridică psalmistul cuvântul lui Dumnezeu, aprecierea care o are despre cuvântul lui Dumnezeu, posibil că într-o oarecare măsură n-am rezonat cu această realitate. Sau n-am experimentat ceea ce a experimentat psalmistul încât să ni se pară familiar o asemenea perspectivă asupra cuvântului Dumnezeu. Psalmistul din nou ne invită să privim în această dimineață, prin această strofă, o perspectivă minunată asupra cuvântului Dumnezeu. Și ne amintește cât de frumos este, cât de minunat este, cât de necesar este. Încearcă să ne creioneze o viziune, un tablou asupra cuvântului Dumnezeu, dând o descriere a cuvântului Dumnezeu pentru noi și arătându-ne prin 8 atribute sau 8 realități despre cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce este important ca să realizăm diferența între ceea ce psalmistul experimentează și ceea ce noi experimentăm sau nu experimentăm vis-a-vis de cuvântul lui Dumnezeu, este că aceste 8 realități obiective despre cuvântul lui Dumnezeu, pentru psalmist sunt 8 convingeri despre cuvântul lui Dumnezeu. Convingerile sunt acele realități sau principii care noi ni le-am însușit, au devenit ale noastre. Nu doar că sunt adevărate, dar sunt ale noastre. Ne reprezintă și trăim prin ele, vedem realitatea, experimentăm realitatea prin ele, da? Locuim în acel spațiu, da? Realmente devine realitatea noastră. Psalmistul ne prezintă aceste 8 realități și aceste 8 convingeri care transformă pentru el felul în care interacționează cu cuvântul lui Dumnezeu, felul în care privește cuvântul lui Dumnezeu, felul în care prețuiește cuvântul lui Dumnezeu. Și ar fi bine ca și noi în această dimineață să privim aceste realități și să ne cercetăm inimile și să vedem dacă sunt convingeri ale inimii noastre. Și să vedem unde sunt aspectele în perspectiva noastră asupra cuvântului unde avem lacune. Dacă ne uităm la felul în care psalmistul privește cuvântul, la felul în care psalmistul descrie cuvântul, la felul în care psalmistul interacționează cu cuvântul, tânjește după cuvânt și ne regăsim acolo, posibil ca aceste realități, aceste caracteristici ale cuvântului să nu fie încă convingerea noastră.
să nu le resimțim în adâncul sufletului nostru. Și atunci când privim asupra cuvântului lui Dumnezeu, deși știm că aceste lucruri sunt adevărate despre cuvânt, subiectiv, experiențial, ele nu au devenit realități pentru noi. Ele nu au devenit convingeri ale noastre. Și în această dimineață vrem să medităm pentru câteva momente asupra acestor convingeri care psalmistul le aduce înaintea noastră despre cuvântul lui Dumnezeu și să ne rugăm lui Dumnezeu ca El să le facă convingeri și în inima noastră. Și să experimentăm ceea ce psalmistul experimentează vis-a-vis de cuvântul lui Dumnezeu. În primul rând, psalmistul ne atrage atenția asupra faptului că cuvântul lui Dumnezeu este drept. Este drept. Așa cum știți, psalmul acesta este un psalm acrostic, un psalm care fiecare strofă reprezintă o literă din alfabetul iudaic. Și această strofă reprezintă o literă care sună ca și cuvântul pentru dreptate sau justiție în ebraică. Este un joc de cuvinte și este potrivit că psalmistul începe cu acest atribut al cuvântului lui Dumnezeu și că pune așa de mare accent pe acest aspect al cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este drept. Versetul 137. Doamne, Tu ești drept, iar judecățile Tale sunt drepte. Două aspecte sunt afirmate vis-a-vis de dreptate. În primul rând, autorul este drept și apoi vedem că cuvântul sau judecățile lui sunt drepte. Lucrul acesta trebuie ca să îl înțelegem și să-l experimentăm și noi. Foarte mulți dintre noi știm că cuvântul lui Dumnezeu este drept. Și foarte puține ori rezonăm cu această dreptate. De foarte puține ori suntem convinși în măduva oaselor noastre despre această dreptate. De aceea de așa de multe ori ne răzvrătim împotriva cuvântului Dumnezeu cu așa de mare ușurință. Pentru că în adâncul inimii noastre nu ni se pare drept. Nu ni se pare corect. Și de multe ori ne răzvrătim împotriva lui Dumnezeu. Aceasta pentru că n-am experimentat încă poate pe autorul cuvântului așa cum este el și anume drept și sfânt. Când punem la îndoială ceea ce ne zice cineva, ceea ce ne promite cineva, ceea ce ne poruncește cineva, în mod inevitabil punem la îndoială pe acea persoană. Dreptatea lui, cunoștința lui, da? Nu neapărat este un atac la persoană, dar punem sub îndoială acea persoană. În schimb, când avem o încredere deplină într-o persoană, nu avem niciun motiv să punem la îndoială cuvântul acelei persoane, nu avem niciun motiv să avem dubii despre dreptatea lucrurilor spuse, chiar atunci când lucrurile care ni se spun poate sunt de neînțeles. Dacă l-am experimentat pe Dumnezeu, pe autorul cuvântului, ca și fiind drept, desăvârșit de drept, atunci nu vom avea niciun dubiu când privim voia Lui în cuvântul Său că tot ceea ce cere El, tot ceea ce poruncește El, este drept. Dar dacă n-am experimentat dreptatea Lui Dumnezeu, dacă n-am înțeles ce înseamnă ca Dumnezeu să fie drept, dacă n-am înțeles că El întotdeauna este drept. Și dacă vreți să priviți esența dreptății lui Dumnezeu, magnitudinea dreptății lui Dumnezeu, grozăvia dreptății lui Dumnezeu, puteți să vă uitați în două locuri. Într-o parte vă uitați spre iad și într-o parte vă uitați spre cruce. Când noi vorbim despre harul lui Dumnezeu, de multe ori îl rupem din contextul dreptății lui Dumnezeu. Spunem, Dumnezeu este drept pentru că trimite pe oameni la pedeapsa dreaptă a iadului și Dumnezeu față de alții, față de mine, de exemplu, zic, mi-a dat har. Și nu realizăm, pentru că uităm să privim țintă la cruce, că Dumnezeu în harul său și-a îndeplinit dreptatea.
Dacă vreți ca să vedeți severitatea dreptății lui Dumnezeu, cât de în serios ia Dumnezeu a fi drept, priviți la iad și priviți la cruce. Iadul care este plata cuvenită pentru păcatul omului și crucea care este prețul plătit de Hristos în locul omului, ca Dumnezeu să mă declare pe mine și pe tine drept și totuși să rămână drept. De ce spune asta Apostolul Pavel? Pentru că ca Dumnezeu să declare pe Mihai drept este o nedreptate. Decât dacă altcineva a satisfăcut în locul meu și în locul dumneavoastră dreptatea lui Dumnezeu. Noi nu suntem așa. Așa de fixiști, așa de severi când vine vorba despre dreptate. De multe ori trecem lucrurile cu vederea. De multe ori când cineva greșește, da, noi îl iertăm, între ghilimele. Fără ca vreodată să se facă dreptate. Dumnezeu nu poate face lucrurile acestea. Dumnezeu, într-adevăr, a trecut cu vederea pentru o perioadă, pentru un timp, păcatele oamenilor, pentru că la un moment dat să se facă o dreptate ultimă. Și această dreptate ultimă se va satisface, această cerință de dreptate a lui Dumnezeu se va satisface fie în plata omului a pedepsei veșnice în iad pentru păcatul său, sau s-a satisfăcut în plata Domnului nostru Iisus Hristos pentru cei care sunt răscumpărați prin El. Dar Dumnezeu este întotdeauna drept. Când privești acest portret al dreptății lui Dumnezeu, care este extraordinar de convingător, când vezi că Dumnezeu este așa de dedicat la dreptatea Lui, încât și-a sacrificat propriul Fiu ca să rămână, să fie drept, realizezi că ai de-a face cu un Dumnezeu care niciodată nu va fi nedrept. Și atunci tu nu ai niciun motiv ca să pui la îndoială cuvântul lui Dumnezeu și să zici, oare este drept ce spune Dumnezeu? Oare este dreptate ceea ce face Dumnezeu în această circumstanță? Când ai dubii că este drept și că face dreptate, privește la iad și la cruce. Și realizează că ai de-a face cu un Dumnezeu care nu compromite pentru nici un preț dreptatea sa. Pentru niciun preț nu compromite dreptatea sa. Nu pentru prețul miliardelor de suflete care vor suferi în iad, pe drept, și nu pentru prețul Fiului Său, care a răscumpărat o mulțime care nimeni nu o poate număra, de la pedeapsa dreaptă care trebuia să cadă asupra capului lor. Ca tare, când priviți la acest Dumnezeu care nu compromite dreptatea, realizați că cuvântul, judecățile Lui sunt întotdeauna drepte. Termenul acesta de judecăți se referă la două aspecte. Evident, se poate referi și la ideea de cuvântul scris, de revelația lui Dumnezeu, dar cuvântul de judecată se referă la deciziile lui Dumnezeu. Mai mult decât a pune sub îndoială, sub semnul întrebării, cuvântul scris al lui Dumnezeu, oamenii astăzi spun sub semnul de îndoială, de întrebare, judecățile, adică deciziile lui Dumnezeu. De ce a hotărât Dumnezeu lucrul ăsta în viața mea? De ce o trebuie să-mi pierd serviciul? De ce o trebuie să moară soțul? De ce o trebuie ca să am boala respectivă? De ce o trebuie ca să trec prin încercarea asta? De ce alții nu trec prin lucrurile acestea? Unde e dreptatea în asta? De ce copiii mei să sufere lucrurile acestea? De ce să crească fără un părinte? De ce să mă părăsească soțul? Și alții care sunt mai răi ca mine, Dumnezeu a judecat să le dea mai multă binecuvântare. Când ai inclinația de a pune sub judecata ta judecățile lui Dumnezeu, privește spre iad și spre cruce. Și realizează că ai de-a face cu un Dumnezeu care nu-și compromite dreptatea. Și realizează că dreptatea față de tine ar fi însemnat iadul. Și că tot ceea ce s-a întâmplat, oricât de greu, oricât de dureros, este har. Și Biblia spune că El lucrează toate lucrurile, inclusiv moartea unui soț,
abandonul unui soț, inclusiv boala, foametea, persecuția, toate lucrurile spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Ca tare, nu avem niciun motiv să punem sub semnul întrebării judecățile lui Dumnezeu. Psalmistul este insistent asupra acestei teze, cum ziceam, este într-un fel teza strofei respective, este strofa dreptății și de patru ori afirmă psalmistul dreptatea lui Dumnezeu și a cuvântului său. Întâi, de cinci ori, dacă depinde cum numărăm, de cinci ori, versetul 137, tu ești drept, iar judecățile tale sunt drepte. Versetul 138, bărturiile tale sunt drepte. Versetul 142, dreptatea ta rămâne dreptate pe vecie, o dreptate neschimbătoare și vom privi și la acest aspect. Mărturiile tale rămân, apoi versetul 144, mărturiile tale rămân drepte pe vecie. Psalmistul vrea ca și în inima noastră să se producă acea tranziție de la realitățile obiective despre Dumnezeu și cuvântul său la o experimentare subiectivă și de aceea insistă probabil din nou și din nou asupra acestei realități. El vrea ca ceea ce este obiectiv, adică dreptatea lui Dumnezeu și a cuvântului său, să fie experimentat de noi în mod subiectiv, pentru că atunci când experimentăm adevărul acesta obiectiv, absolut, îl punem în practică. Cât timp el rămâne doar teoretic, undeva în mintea noastră noi știm, Dumnezeu este drept, cuvântul său este drept. Dar eu n-am experimentat asta, n-am simțit, n-a intrat până în adâncul inimii mele, până în măduvele oaselor mele. La prima încercare, o să-mi ridic mâinile spre cer și o să zic, Doamne, dar de ce? Dar nu se poate așa ceva. Pentru că a fost doar la nivel teoretic. Când experimentez lucrul acesta și știu că el este drept, când ajung în încercare, atunci pun în practică ceea ce îmi cere cuvântul. Sau când ajung la o răscruce de drumuri și într-o parte am ce este păcătos, împotriva cuvântului Dumnezeu, și într-o parte am ce este drept și după cuvântul lui Dumnezeu. Dacă este doar o teorie că Dumnezeu este drept și că cuvântul lui este drept, atunci o să stau și zic, măi, oare chiar trebuie să iau decizia asta? Așa de radical? Oare chiar așa de nedrept este decizia greșită? Dar dacă am experimentat, dacă am privit cu ochii credinței spre iad și spre cruce, când ajung la răscrucea de drumuri între păcat și ascultare, nici măcar nu va intra în calculul inimii mele ca să mă duc în direcția care a costat pe Hristos jertfirea pe cruce. Sau în direcția spre care miliarde și miliarde de oameni vor arde în iad. Dacă am văzut și am experimentat cu ochii mei dreptatea lui Dumnezeu. În al doilea rând, psalmistul ne atrage atenția asupra faptului că cuvântul lui Dumnezeu nu este doar drept, ci că cuvintele lui Dumnezeu sunt pline de credincioșie. Versetul 138. Tu poruncești, iar mărturiile tale sunt drepte și pline de credincioșie. Care este diferența între faptul că ceva este drept sau adevărat și că un cuvânt este plin de credincioșie? Este diferența între a spune că un cuvânt este adevărat sau a spune un cuvânt adevărat și a te ține de cuvânt. Este ceva de la cer la pământ. A spune un lucru adevărat sau a te ține de cuvânt, a te ține de acel adevăr, da? De exemplu, dacă luăm exemplul unui jurământ între un soț și soție. A spune un lucru adevărat, precum te voi iubi și te voi prețui toată viața și voi fi fidel până la moarte, este un lucru adevărat. Și a te ține de acel cuvânt sunt două lucruri diferite. Nu este așa?
Rămâne adevărat că ar trebui să-ți iubești soția până la moarte, că ar trebui să fii fidel până la moarte, dar te ține de acel adevăr. Al pune în practică, al face o realitate, este total altceva, total altceva. Credincioșia necesită, credincioșia anume a fi fidel față de cuvântul tău, implică două elemente. Implică intenția sau voința de a îndeplini acel cuvânt spus și puterea de a face lucrul acela. Dacă nu ai una sau alta, cuvântul care este adevărat, adevărul care este enunțat, este lipsit de credincioșie, pentru că nu este trăit, nu este aplicat. Acolo unde există intenția, voința de a pune în practică, de a realiza ceea ce s-a spus, și împreună cu acea intenție există puterea, acolo există credincioșie. Și psalmistul leagă credincioșia cuvântului lui Dumnezeu de decretul lui Dumnezeu. Tu poruncești, spune psalmistul. Tu poruncești, iar mărturiile tale sunt drepte și pline de credincioșie. Drepte în sensul că ele sunt adevărate, pline de credincioșie în sensul că ele se vor împlini. Și de aceea pot ca să mă bazez pe ele. Nu mă bazez doar pe un adevăr abstract, ci mă bazez pe o promisiune care cu siguranță se va împlini. De ce? Și psalmistul explică, pentru că tu poruncești. Decretul lui Dumnezeu, decretul lui Dumnezeu garantează credincioșia dreptății lui Dumnezeu, garantează credincioșia cuvântului lui Dumnezeu. Gândiți-vă că El a poruncit să fie lumină și a fost. Fără discuție, fără dezbatere, universul inexistent a spus, dar de unde? Nu-i nimic. De unde să fie lumină? A fost. Pentru că decretul determină lucrurile să se întâmple. Din inexistență vine existența când Dumnezeu decretează. Gândiți-vă că Domnul Iisus a poruncit lui Lazar să iasă afară și a ieșit. Și a ieșit din putrefacție. Instant, la porunca Domnului nostru Iisus Hristos, Lazar a ieșit afară. Cineva își închipuia momentul acesta și felul în care morții erau îngropați în acea vreme și erau bandajați, da? Vă imaginați din filmele cu mumii, în așa fel încât Lazar fizic, spun istoricii, n-avea cum să iasă afară, chiar dacă era înviat, că era tot bandajat la oaltă, picioarele. Și închipuie autorul respectiv, minunea, frica care au simțit-o oamenii când l-au văzut pe Lazar, nu doar viu, dar își închipuie el că Lazar a trebuit, prin puterea chemării Domnului Iisus Hristos, realmente ca să fie târât, să plutească afară din mormânt. N-avea altcum, altcumva. Nimic nu poate sta în calea decretului lui Dumnezeu. Nu inexistența, nu moartea, nimic. Nu există putere, nu există obstacol, nu există nimic care poate împiedica decretul, hotărârea lui Dumnezeu poruncită. Nimic nu poate opri această realitate. Și psalmistul leagă credincioșia cuvântului Dumnezeu de decretul lui Dumnezeu. Tu poruncești. El poruncește și se face. Nu există dubiu despre credincioșia cuvântului, pentru că garant nu este doar intenția lui Dumnezeu, cum este la noi. Dacă eu zic că voi face ceva, garanția ce îți dă ție ideea că este credibilă este intenția mea. Eu intenționez să fac lucrul acela. Dar s-ar putea să nu pot. Psalmistul spune că ceea ce leagă credincioșia lui Dumnezeu nu este doar intenția lui de a pune în practică, ci puterea lui absolută de a realiza ceea ce a spus că va realiza. Nu există dubiu despre credincioșia, pentru că cuvântul este garantat de puterea lui Dumnezeu, de decretul lui Dumnezeu. De aceea, la fel de sigur cum a fost
că lumina a fost în secunda, în clipa când Dumnezeu a spus să fie, la fel de sigur este orice decret al lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a decretat despre mine că toate păcatele îmi sunt iertate și că sunt răscumpărat prin sângele Domnului Iisus Hristos și voi ajunge în împărăția Lui, nimic nu poate deraia acest plan. Nimic. Orice insistență că Dumnezeu ar fi decretat ceva și ceva, cineva, o forță, o putere, un om, un drac, ar putea deraia porunca lui Dumnezeu, este absolut, absolut absurdă. La fel cum întunericul n-a putut rezista poruncii luminii, la fel cum moartea nu l-a putut ține pe Lazar, nimic nu poate sta în calea puterii cuvântului lui Dumnezeu. 3. Cuvântul este demn de luare aminte. Sunt mistuit de râvnă, peste 139, pentru că dușmanii mei uită cuvintele tale. Dușmanii mei uită cuvintele tale. Psalmistul este supărat de lucrul acesta. Pretenția lui este ca orice om să asculte de și să ia aminte la cuvintele lui Dumnezeu, inclusiv dușmanii lui. Fantastic, nu? Orice om, orice făptură este obligat să ia aminte la cuvântul lui Dumnezeu. Soțiilor, v-ați supărat vreodată pe soțul dumneavoastră pentru că a uitat ceva ce i-ați spus? I-ați spus, ei, când vii din oraș, cumpără porodici. Dar de care? De la piață sau de la Kaufland? De la piață, dar cumpără porodici, să nu uiți, nu uit! Și merge și vine acasă fără porodici. Bă, dar nu ți-am zis să cumperi porodici? Știți discuția, nu? Rostul lor, deja ați luat-o pe ulei, că nu-l iei cu mă. Dar, bă, spui, dragul meu, aveam nevoie de porodici ca să fac o lasagne deosebită în seara aceasta. Da? Da, bun, revenim la realitate. Mă, dar nu ți-am spus ca să iei porodici? Da, dragă, dar am uitat. N-am luat aminte la cuvintele tale. Da? Acum, este satisfăcătoare soțiilor explicația sau scuza am uitat? Nu, în niciun caz. Și nici nu ar trebui să fie, bărbaților, pentru că porodicile nu sunt acolo. Uitarea noastră nu poate fi pusă în ciorbă sau în lasagne. Înțelegeți? Sau copiii noștri. Le spunem să facă ceva. Ne asigură că vor face acel lucru. Revenim peste o oră și nu s-a făcut absolut nimic. O, mami, dar am uitat. Sau tati, am uitat. Și suntem așa de frustrați, ca să nu zic nervoși, cum au putut ei să uite. Considerați pe drept că ceea ce ați spus, adică cuvântul tău, este demn de amintire și demn de ascultare. Dar noi oamenii, da? Cât de uituci suntem când vine vorba de cuvântul lui Dumnezeu? De câte ori n-ai avut discuții de genul cu un frate, cu o soră? Asta dacă ai binecuvântarea să ai o frate și o soră, ca atunci când ai uitat de cuvântul lui Dumnezeu să-ți amintească. Cei mai mulți creștini, din păcate, în ziua de astăzi nu au asemenea binecuvântări. Cineva să ia deoparte și să zică, hei, ai uitat sau știi că cuvântul lui Dumnezeu îți cere asta? Eu spunem, măi, am uitat. Am uitat că trebuia să fac aia, am uitat că cuvântul îmi poruncește, am uitat că pretenția lui Dumnezeu este asta de la viața mea. Ce e mai trist că și după ce suntem amintiți, tot nu luăm în seamă. Tot nu punem în practică. Cuvântul lui Dumnezeu este demn de luare aminte. Asta înseamnă că trebuie să îl cunosc, da? Trebuie să îl cunosc. Promisiunea Domnului Iisus Hristos în Noul Testament pentru ucenici este că Duhul lui Dumnezeu le va, și extrapolez, ne va
aduce aminte. Trebuie să ai ce să-ți aducă aminte. Cei mai mulți creștini n-au ce uita, din păcate. Îmi pare rău să spun asta. Ei nu încalcă poruncile lui Dumnezeu doar că au uitat. Ei încalcă de multe ori pentru că nu știu. Dar așa cum am aflat și eu, când m-a oprit poliția și mi-a spus că s-a schimbat o lege și trebuia să mai am un document la mine, ignoranța nu este o apărare înaintea legii. Erai obligat, mi-a spus polițistul, să te documentezi. La judecata finală, ignoranța nu va fi. Mai ales că toată legea lui Dumnezeu, fără schimbare, este în cuvântul său. Nu poți spune că nu ai fost înștiințat. Dar nu trebuie să te uiți în fiecare săptămână în monitorul oficial să vezi ce ordonanță de urgență o mai dat Dumnezeu. Nu. Dumnezeu nu mai dă ordonanțe de urgență. Există o lege finală. O voie revelată finală. Da? Cum ar fi dacă Dumnezeu ar fi cu noi? Cum e guvernul României? N-ai cum știi. Da? Eu mergeam pe drum. În iulie s-a dat o ordonanță de urgență care spune că trebuie să ai nu știu ce. De unde să știu? Trebuia tot timpul să stai cu ochii. Da? Asta e pretenția legislației române. Pretenția lui Dumnezeu este v-am dat tot. Ia aminte. Citește. Cunoaște. Amintește-ți. Da? Deci întâi trebuie ca să cunosc. Apoi trebuie să îmi amintesc ce spune cuvântul lui Dumnezeu pentru situația în care mă aflu. Înainte să-mi amintesc ce spune cuvântul, trebuie să-mi amintesc ca să mă întreb. Da? Mă aflu într-o situație, reflexul meu trebuie ca să fie ce spune cuvântul despre această situație. Ce îmi poruncește Dumnezeu? Ce vrea Dumnezeu de la mine? Da? Asta trebuie să fie instinctul meu. Și după ce, prin Duhul Sfânt, mi se amintește care este voia revelată a lui Dumnezeu, trebuie să ascult. Să aplic. Asta înseamnă să-ți amintești, da? Asta înseamnă a lua în calcul și a pune în practică, a lua aminte, da? Nu înseamnă doar ca să amintești și după aia să faci ce vrei tu. Trebuie să cunoști, trebuie să-ți amintești în situația în care te afli și trebuie să pui în practică, să asculți de cuvântul lui Dumnezeu. Apropo, asta este formula pentru ceea ce înseamnă călăuzirea Duhului Sfânt pentru viața ta. Nu te aud pe oameni. Am nevoie de călăuzire. Am nevoie de călăuzire. Nu știu ce să fac. Am nevoie de călăuzire. Da? Citește cuvântul. Amintește-ți de cuvânt în cauza în care te afli. Ascultă de cuvânt. Aplică cuvântul. Da? Asta e călăuzirea. Ce spune omul când ajunge în situația aia? A citit cuvântul și a mintit de cuvânt și mai caută călăuzirea că el nu vrea să facă ce spune cuvântul. Vrea o portiță de scăpare. Vrea cineva să-i spună că există altă variantă. Că da, Dumnezeu a poruncit irevocabil care este legea lui, dar pentru tine stai liniștit, Mihai, există o excepție astăzi. Nu. Citește cuvântul, amintește-ți cuvântul, aplică cuvântul. Da? Este foarte simplu. Versetul 141 spune psalmistul, eu sunt mic și neînsemnat, dar nu dau uitării hotărârilor tale. Mic nu se referă la vârsta lui sau la statura lui, ci se referă la starea lui. Aceea, alte traduceri traduc corect, mic și nenorocit. Da? Se referă la starea lui în care se afla el. Psalmistul face referință la suferințele lui, la încercările lui. De ce pune el în contrast starea lui de suferință cu faptul că nu dă uitare cuvântului Dumnezeu? Pentru că în acele momente de suferință sau de încercare avem tendința să uităm. Avem tendința să compromitem cuvântul lui Dumnezeu. Când ne aflăm în problemă, în necaz, atunci avem tendința să devenim foarte uituci. Am o problemă financiară. Știu ce spune Biblia despre comportamentul creștinului vis-a-vis de finanțe. Dar problema este așa de gravă că încep să zic, măi, dacă de data asta
fac un compromis de data asta. Sau un potențial de câștig financiar. Și trebuie doar compromis niște principii vis-a-vis de viața creștină. Mă, da, știu ce cere cuvântul lui Dumnezeu, dar parcă când văd euro, mă ia uitarea. Când vine încercarea, când vine ispita sau necazul sau boala sau suferința, suntem tentați să uităm, între ghilimele, să nu luăm aminte la cuvântul lui Dumnezeu. Și psalmistul pune în contrast pe dușmanii lui, care erau asupritorii lui, care cauzau suferința și au uitat de cuvântul lui Dumnezeu, și pe el care se află în suferință, în necaz, și totuși spune el, n-am uitat cuvântul lui Dumnezeu. N-am uitat cuvântul lui Dumnezeu. Încercarea ar trebui să ne provoace să ne amintim mai mult și să aplicăm mai mult cuvântul lui Dumnezeu. Dacă am experimentat valoarea cuvântului așa cum este. Încercarea este un test fantastic să vedem dacă chiar știm ce este cuvântul lui Dumnezeu sau nu. Dacă ajungem în încercare și încercarea ne face să ne depărtăm de cuvânt, să ne depărtăm de ascultarea cuvântului, nu știm ce e cuvântul. Nu știm, n-am experimentat. Știm teoretic, da? Teoretic știm, putem trece examenul. Dar practic nu știm. Nu știm că este cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu, inspirat, infailibil. Este precum Dumnezeu ne-ar vorbi. 4. Cuvântul lui Dumnezeu este dovedit sau adeverit. Cuvintele tale sunt bine încercate, spune psalmistul. Nu doar că sunt adevărate, dar sunt bine încercate, sunt adeverite, sunt probate. Da? Ceva este adevărat, fie că este dovedit, fie că nu este dovedit. Dacă te duci la tribunal și depui o mărturie, mărturia ta este adevărată, fie că ei te cred, fie că ei nu te cred, corect? Verdictul va fi diferit în funcție de probele care dovedesc punctul tău de vedere. Dacă se poate adeveri că ceea ce spui tu. Tu spui, eu nu l-am omorât. Da? El spune, dovedește. Păi vă spun eu, e adevărat. Nu eu, n-am fost acolo. Adeverește, adu probe. Și să aduc probe. Păi eu eram cu fratele Sami. Am fost cu fratele Sami toată ziua. A, ok, gata, s-a terminat. Altul. De ce? Pentru că s-a adeverit, s-a probat. Dumnezeu, care nu există niciun motiv, n-are nimeni vreun drept să-i pună cuvântul sub semnul de întrebare, este așa de bun, încât deși este o insultă asupra lui ca să se dovedească, să se adevărească, să aducă probe, el și-a adeverit cuvântul. Și-a întărit cuvântul cu dovezi. Cu dovezi, da? Promisiunile lui Dumnezeu sunt adeverite, sunt încercate. Dacă ne uităm în istorie, vedem că atunci când el a promis că se va întâmpla ceva, s-a întâmplat. Când a promis o binecuvântare, a fost dată. Când a promis suferință, a fost dată. Când a promis judecată, a fost dată. Ca tare, dacă vrem să probăm cât de adevărat este cuvântul lui Dumnezeu, putem să ne uităm în istorie și să vedem ceea ce spune Biblia că a fost cuvântul, promisiunea lui Dumnezeu și dacă s-a adeverit. De asemenea, înțelepciunea lui Dumnezeu este încercată, este dovedită. Poruncile lui despre familie, de exemplu, despre societate. Experimentul societății continue, da? Acum avem varianta cea mai radicală, de a încerca să redefinească din nou și din nou, sub noi reguli, familia, societatea civilă și așa mai departe, este faină și frumoasă, între ghilimele, că este urâtă. Dar este nedovedită. Agenda aceasta liberală, agenda aceasta LGBT, agenda aceasta inclusivistă,
vine și spune, crede-ne. Păi dovedește-ne în ce societate a dat rezultat filosofia asta. Nu, nu, nu. E ceva total nou, dar crede-ne pe noi, că așa este bine. Și vom vedea peste 100 de ani ce rezultate dă această filosofie. Și va fi prea târziu. În schimb, acolo unde s-a aplicat modelul lui Dumnezeu despre familie, de exemplu, lucrurile au mers bine. Acolo unde a fost un bărbat și o femeie, acolo unde relația între ei a fost ghidată după cuvântul lui Dumnezeu, acolo unde familia a existat într-un context definit de cuvântul lui Dumnezeu, lucrurile au mers bine. Și psihologii și oameni de știință sunt de acord cu asta. Este interesant cum sute de ani de psihiatrie ne-au explicat că un copil pentru dezvoltarea normală, sănătoasă, are nevoie de o mamă, de o mamă și de un tată. Și acum, dintr-o dată, au uitat lucrul acesta. Nu mai are nevoie. Formula lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu este adevărat pentru societate. Ceea ce ne spune Dumnezeu vis-a-vis de guvernare, vis-a-vis de drepturile cetățeanului, vis-a-vis de responsabilitățile lui, vis-a-vis de justiție. Acolo când s-a aplicat cuvântul lui Dumnezeu, s-a adevărat că dă rezultat. Noua direcție care o ia Europa acum, după 500 de ani de belșug pe spatele reformei protestante, este neadevărată. Vom vedea în câteva sute de ani cine are mai multă dreptate. Cuvântul lui Dumnezeu sau noua agendă socială, politică, care este împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Și așa mai departe. Toate lucrurile acestea sunt dovedite ca și fiind adevărate și ca și fiind benefice pentru noi. Ca atare, nu doar că trebuie ca să credem cuvântul lui Dumnezeu din cauza autorului care este credibil, ci din cauza că ceea ce ne-a spus a fost adevărat. Persoana Domnului Iisus Hristos, adevărată, da? Hristos a insistat ca să adeverească, de exemplu, învierea lui. De ce? De ce nu era suficient să le lase o scrisoare? Am înviat, am plecat la ceruri. Era la fel de adevărat, mă înțelegeți? Dar nu era la fel de adevărat, la fel de dovedit. Creștinismul este o religie adevărată, probată. Este o religie a credinței până la urmă, dar este o religie care se bazează și pe rațiune, și pe dovezi, și pe lucruri faptice și istorice. 5. Cuvântul lui Dumnezeu este demn de dragoste, demn de a fi iubit. Versetul 140. Cuvintele tale sunt bine încercate și robul tău le iubește. Robul tău le iubește. Nu doar demne de încredere și de luare aminte, pentru că sunt drepte, pentru că sunt pline de credincioșie, pentru că sunt încercate, dar și demne de dragoste. Cuvântul trebuie iubit. Cei mai mulți credincioși au o relație superficială cu cuvântul lui Dumnezeu. Noi nu suntem chemați doar să respectăm cuvântul sau să admirăm cuvântul, ci psalmistul spune trebuie să iubim cuvântul. Trebuie să iubim cuvântul, da? La fel cum ai prețui o scrisoare de la cineva drag, la care aștept să auzi un cuvânt. N-am mai vorbit cu tine de mult. Cea mai dragă persoană de pe fața planetei, nu știu, copilul tău care ai plecat departe în străinătate, sau soția ta, sau cine o fi, da? Și vine scrisoarea în poștă. Iubești acea scrisoare, da? Tânărul care ia inclusiv plicul și îl miroasă. Oh, de la iubita mea. Iubești. Da? Nu iubește plicul sau hârtia sau cerneala. El realizează că este un mediu prin care intră în comuniune cu cel pe care iubește. De asemenea, noi ca și credincioși înțelegem că cuvântul transmis direct de Dumnezeu prin profeții săi, prin apostolii săi, este un mediu prin care noi intrăm în comuniune cu Dumnezeu și noi iubim cuvântul. Tânjim după el. Avem nevoie de el. Nu doar îl admirăm sau îl respectăm,
Foarte mulți credincioși, din păcate, nu iubesc cuvântul. Nu iubesc cuvântul citit, nu iubesc cuvântul studiat, nu iubesc cuvântul predicat. Vorbeam cu un frate care îmi spunea că recent a avut parte de o ședință de comitet în care a fost atenționat să nu mai predice peste jumătate de oră. E prea mult, jumătate de oră. Oamenii nu iubesc cuvântul, da? Nu iubesc, nu-l mai respectă. Psalmistul ne spune, noi trebuie să avem o relație diferită. 6. Cuvântul lui Dumnezeu dăinuie veșnic, spune psalmistul. Dreptatea ta rămâne dreptate pe vecie și legea ta rămâne adevărată. Mărturiile tale rămân drepte pe vecie. Și într-o lume schimbătoare, trecătoare, înțelepciunea lui Dumnezeu este veșnică. Ce confort pentru noi să știm, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul tău, Doamne, dăinuie pe vecie. El este veșnic, este adevărat astăzi, mâine și în veșnicie. Cu Dumnezeu n-ai niciodată teamă că vei spune, cum spui poate despre un prieten sau despre un cunoscut, măi ce s-a sucit. O, mi-a zis una, eram înțeleși într-un fel, am bătut palma și dintr-o dată s-a sucit. Dumnezeu nu se sucește. Dumnezeu nu se schimbă. Dacă a promis astăzi ceva, este și mâine și în veci același lucru. Ce confort pentru noi să știm, într-o lume în care oricine se poate suci și să sucesc foarte des, într-o lume în care lucrurile schimbătoare, fugitive, că există ceva stabil. Și anume Dumnezeu, care ne-a comunicat prin cuvântul Său și El nu se schimbă. Cuvântul dăinuie veșnic. 7. Cuvântul produce pentru creștin, pentru credincios, plăcere, desfătare. Versetul 143. Eu am parte numai de necaz și de strâmtoare. Însă, poruncile tale rămân desfătarea mea. Ce invitație din partea psalmistului, ca prin cuvântul lui Dumnezeu să venim și să gustăm și să vedem, cum ne îndeamnă psalmistul în psalmul 34:8, cât de bun este Domnul. Care dintre noi am putea spune că eu am parte numai de necaz și de strâmtoare? Care am putea spune că noi avem parte numai de suferință? Ce e trist este că noi avem parte poate numai de binecuvântare și cuvântul lui Dumnezeu nu mai este desfătarea noastră. Avem prea multă desfătare. Avem prea multă plăcere. Plăcere acasă, plăcere la muncă, plăcere în weekend, plăcere în concediu, plăcere peste tot. Numai plăcere și desfătare. Și nu mai am nevoie de o desfătare, de o plăcere statornică, pentru că am prea multe plăceri trecătoare. A trecut una, vine alta. Și cum a trecut una, trebuie să caut alta. Și problema e că Dumnezeu ne îngăduie atâta plăcere și ne lasă câteodată să ne pierdem în plăcere. Motivul pentru care mulți oameni nu iubesc cuvântul, deși poate că îl respectă, îl consideră adevărat, este pentru că nu au gustat vreodată din plăcerea care produce cuvântul. Care e produs de cuvânt. N-au gustat. N-au văzut că este dulce ca mierea. N-au văzut că este o hrană desăvârșită. Și negustând din el și nevăzut cât de bun este, se tot hrănesc cu alte plăceri și nu pot avea dragoste pentru cuvânt. O plăcere, o desfătare care nu poate fi furată de necaz și de strâmtoare, ne spune psalmistul, este cuvântul lui Dumnezeu. Din contra, da? Dacă ați trecut prin asemenea evenimente, din contra, parcă plăcerea cuvântului Dumnezeu este amplificată de necaz. Este ca și o operă de artă minunată, dar care este acoperită cu tot felul de gunoiuri, tot felul de uitată undeva. Și cu cât arunci la o parte, tot gunoiul, molozul, da?
cu cât mozaicul acela care a fost realizat de artist strălucește mai mult. Suferința și necazul este operațiunea de a arunca molozul din viața noastră. Dumnezeu prin mâna lui vine și spune: "A, ce? Cariera asta? Asta acoperă bucuria cuvântului. Hai că o aruncăm. Oh, relațiile astea păcătoase care produc niște bucurii, nu e nicio problemă, îi rezolvăm. Da? Oh, ce? Mașina? Asta unde o să rezolvă? Un accident. Da? Și așa. Bucată de moloz, o bucată de moloz care să dă la o parte ca să strălucească frumusețea cuvântului lui Dumnezeu. O, cât de tare te agheți de bunătatea cuvântului Dumnezeu când nu mai ai de ce să te agheți. Cuvântul lui Dumnezeu produce o desfătare care nu poate fi furată, care nu poate fi alterată de niciun necaz, de nicio suferință. Ai gustat din bunătatea Lui? Ai văzut că este mai dulce decât un fagure de miere? Ai văzut că este o hrană mai desăvârșită decât orice bucurie de pe această planetă? Cuvântul produce bucurie, produce desfătare în inima credinciosului. Și opt, și ultimul aspect, ultima convingere sau realitate cu care vom concluziona. Cuvântul, spune psalmistul, este dătător de viață. Mărturiile tale rămân drepte pe vecie. Dăm pricepere ca să pot trăi. El nu se referă că are nevoie de inteligență ca să supraviețuiască. El se referă aici de a trăi cu adevărat. De a avea viață cu adevărat. De a avea acea viață care au toți cei care cred în Domnul Iisus Hristos, care ne-a promis că dacă credem în El, avem viață veșnică. Până la urmă, nu este asta tot ce căutăm? O viață mai bună. Tinerii zic, vreau să-mi trăiesc viața. Singura metodă prin care poți cu adevărat să-ți trăiești viața, la maxim, și ca viața aceasta să conducă într-o viață veșnică, este după cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că este cuvântul cel prin care suntem îndreptățiți. Este cuvântul cel prin care vine mântuirea prin credință. Este cuvântul cel prin care suntem sfințiți. Și este cuvântul cel prin care suntem păstrați. Cuvântul este instrumentul lui Dumnezeu prin lucrarea Duhului Sfânt care ne aduce la Hristos, care ne transformă să fim precum Hristos și care ne păstrează sigur în mâna Domnului nostru Iisus Hristos. Ca tare, dacă vrei să trăiești, cu adevărat să trăiești, și aici, și în veșnicie, n-ai nevoie de mai mulți bani, n-ai nevoie de mai mulți prieteni, n-ai nevoie de mai multă faimă, n-ai nevoie de nimic altceva decât mai mult cuvânt. Pentru că în cuvânt îl întâlnești, îl cunoști, îl vezi pe Cel care este dătător de viață. Pe Dumnezeu, pe Domnul nostru Iisus Hristos. Ce minunat ar fi ca în această dimineață să pleci de aici nu doar cu noi informații despre cuvântul lui Dumnezeu, doar cu noi convingeri despre cuvântul lui Dumnezeu. Cineva zicea că cel mai lung drum este drumul de la ureche la inimă. Ce minunat ar fi dacă Dumnezeu în această dimineață ar face ca cuvântul Său despre cuvântul Său să parcurgă acel drum și să pleci cu noi convingeri, cu dragoste pentru cuvânt, cu apreciere pentru cuvânt, cu luarea minte întotdeauna pentru cuvânt, cu convingerea că El este drept și bun, că este dovedit. Mă rog ca Dumnezeu să facă în inima fiecăruia dintre noi în această dimineață această lucrare. Amin.